În cazul unui parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială și Grădinița cu program prelungit numărul 7 din Deva, anul acesta se vor desfășura o serie de programe și acțiuni pentru copiii și persoane vârstnice, care vor avea ca scop îmbunătățirea calității vieții în rândul populației vulnerabile din municipiu. Beneficiarii activităților comune vor fi atât preșcolarii de la grădinița cu program prelungit numărul 7, cât și elevii proveniți din familii supuse riscului de marginalizare socială și persoanele vârstnice care beneficiază de servicii sociale din partea direcției. Programele și activitățile se vor derula în special în perioada sărbătorilor importante ale anului, iar prima acțiune de acest fel va avea loc săptămâna viitoare. Preșcolarii și educatoarele de la grădinița noastră, de la grădinița cu program prelungit numărul 7, organizează în aceste zile o campanie de strângere de alimente și produse specifice sărbătorilor pascale. Acestea vor fi donate miercuri 13 aprilie 2022 beneficiarilor serviciului social, îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice. Grădinița cu program prelungit numărul 7 din Deva desfășoară de mai mulți ani proiecte și acțiuni în sprijinul persoanelor vârstnice din județul Hunedoara, iar anul acesta va primi și sprijinul Direcției de Asistență Socială din Deva.